Bună seara! Bună seara, bine ne-am reîntâlnit! E zi de marți, zi între sărbători. După o zi a Bucovinei, sărbătorit 3 zile la rând ca în povești, avem o zi de respiro și urmează Sfântul Andrei, protectorul României, zi liberă, mini-vacanță începe mâine pentru cei mai mulți dintre români, după care ziua națională a României, avem weekend și așa mai departe. Până să ne bucurăm de mini-vacanță, ne bucurăm de prezența invitaților mei din această seară. Am să spun bună seara din nou, domnul Bogdan Loghin, viceprimar al municipiului Rădăuți din partea PSD și, bineînțeles, consilier local din aceeași formațiune politică. Îl avem pe domnul Gheorghe Simota. Bună seara! Seara! Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre planurile, proiectele, ceea ce își dorește să facă PSD după campania electorală ce se finalizează în mai puțin de 2 săptămâni, după alegerile din 11 decembrie, atunci când se va reorganiza un pic structura guvernamentală, alți, cu siguranță vor fi mulți dintre membrii actuali, dar și alți noi membri acolo. De această dată, Cătălin Nechifor, fost președinte a Consiliului Județean Suceava, e în cărți pentru un mandat de deputat. Bine, lista e destul de lungă în ceea ce privește candidații PSD la Suceava, dar dumneavoastră, cei care susțineți echipa PSD, de la dumneavoastră vreau câteva păreri. Și o să discutăm și de lucruri care s-au făcut, dar și lucruri pe care vi le doriți să se întâmple. Cu cine începem? Domnul Simota. Domnul Simota, vă rog, dumneavoastră, aveți oricum ani destul de mulți în spate, în formațiunea politică, în aceeași formațiune politică, e un lucru lăudabil ăsta. Ce planuri își propune PSD pentru zona Sucevei? Că până la urmă, știți cum e, asta ne interesează cel mai tare. O să, cu siguranță, o să descoperim tot felul de proiecte care se răsfrâng, proiecte bune, interesante, probabil și cu siguranță, se răsfrâng pe întreaga area României. Sunt proiecte legislative care nu țin cont doar de o zonă anume, dar cu siguranță sunt și proiecte care se referă strict la zona Sucevei. Și știți cum? Pe noi asta ne interesează mai tare și mai tare. La noi acasă, ce se întâmplă? Bună seara! Mulțumesc frumos pentru că mi-ați dat întâietate, că aș fi cel mai tânăr dintre toți. În suflet! În suflet? Mi-a dimineața născut. Aș începe cu o problemă cea mai grea pentru noi și cea mai dorită în același timp, să câștigăm alegerile. Pentru noi este obiectivul lucru și, principal. Eu sunt convins că fiecare partid în parte, fiecare platformă prezentată are proiecte bune, foarte bune, discutabile și așa mai departe. Că fiecare partid, fiecare organizație are. Și obiectivul principal pentru fiecare partid e câștigarea alegerilor, clar. O să ajungem la un moment dat și acolo. De ce e atât de important câștigarea asta a alegerilor? Dar hai să vedem, ați spus, punctul 1, câștigarea alegerilor. Deci punctul 1 este câștigarea alegerilor. Prin această dorință care mi-am exprimat adineaori, noi înțelegem să avem un guvern majoritar PSD, care, cred eu, și nu numai, este un guvern, va fi, a fost, care totdeauna a adus beneficii, un aer proaspăt de oxigenare economică, nu numai pe localități, vorbesc pe întreaga țară, pe Suceava, pe, chiar la noi, la Rădăuți, aici, s-au cunoscut câteva din
proiectele care au stat la baza PSD-ului, având în vedere aici despre guvernarea lui Victor Ponta, vreau să zic. Din acest punct de vedere, îmi doresc foarte mult ca PSD-ul să revină la putere, să își ducă mandatul mai departe cu problemele care le-a avut, cu proiectele și celelalte noi care urmează acum, prin cele care au fost prezentate de Liviu Dragnea. Asta este problema numărul 1. Noi considerăm că pe lângă întreaga populație românească și noi, la Râdnăuți, ne aliniem cu toți pentru o finanțare mai bună, mai consistentă, pentru ceea ce urmărim noi să dezvoltăm orașul, infrastructura, relațiile sociale, economice, culturale, toate celelalte care ar depinde de o mai bună colaborare cu guvernul, cu un guvern PSD. Asta este pe plan general ceea ce îmi doresc eu și nu numai întregul partid, toți colegii mei luptăm, suntem în campanie și sper să rezolvăm problema. Pornind de la acest indicator care consider numărul 1, în continuare am vrea să ne ducem până la capăt proiectul care a început cu străzile din municipiul Râdăuți, acei 6 km jumate. De acasă. De acasă, de Râdăuți am spus, trec pe Râdăuți. Să ne terminăm deci acei 6,5 km final, total, cu reabilitarea străzilor, cu trotuar, cu burduri, cu marcaj, cu parcare pentru mașini, cu totul ce ține de acel proiect de 6,5 km. După care avem un proiect, iarăși zic eu că frumos, pentru parcuri, o parte de amenajat, o parte mai puțin, o parte de refăcut aproape în totalitate, o parte care ne gândim iarăși pentru terenul de sport de la școli, toate școlile, se beneficieze de un teren de sport cu gazon frumos, unde se pot desfășura programe normale către elevi. Acest proiect, zic eu, că va fi dus la îndeplinire atât cu sprijinul ATL-ului Râdăuți, cât și într-un parteneriat privat. A funcționat, funcționează, găsim soluții ca să îl ducem la un standard corect. Apoi mai sunt proiecte care domnul viceprimar are să vă dea mai multe detalii, că este chiar, ar fi trebuit să înceapă domnul lui, este mai în temă cu toate proiectele. Terenul de sport care arată cum arată și trebuie și el adus la o formă corespunzătoare zilelor noastre. Școlile, multe sunt rămase puțin în urmă. O parte din ele au luat un avânt. Trebuie să toate duse la același nivel. Copiii, zic eu că nu ar trebui să sufere, că este o perioadă de timp PSD, o perioadă de timp este PNL, o perioadă de timp nu mai știu care partid la guvernare. Copiii nu trebuie să simtă aspectul politic să fie afectați de ceea ce și cum își duc ei aportul zilnic la școală, prin învățătură, prin mediul în care să-și desfășoare activitatea, sportul, cultura, tot ce este acolo ce ține de copii. Ei trebuie să fie protejați de noi, să-i oferim la toți același nivel, același standard din partea noastră a OTL-ului. Alte elemente principale pe care ne dorim este esplanada, care știți spre bine că se va ocupa domnul viceprimar, arată cum arată parcul Bogdan Vodă vis-a-vis de mănăstirea Bogdan Vodă. Are domnului un proiect și sigur va duce la îndeplinire corespunzător, îl urmărește, cum a spus, fiind ambițios, vrea pas cu pas să știe că se desfășoară într-un cadru legal, corespunzător, tehnic, economic și numai asta și calitativ. Și în continuare încă sunt multe care nu le-am mai spus. Acum, următorii ani, urmează acum străzi, continuăm cu străzi modernizate, care trebuie să duse până la cap, sunt aproximativ 10-12 străzi pentru la anul. Probabil că domnul Vici o să vă enumere chiar pe fiecare stradă în parte, zona Tolocii, zona, a spun eu, a habitatului, acolo este încă o problemă,
mult mai grav, spun eu, din referitor, în comparație cu celelalte zone ale Rădăuțului. Și trebuie să acolo făcute aleile, asfaltare, apă, canalizare, deci toată zona trebuie dusă la un standard corect și normal. O îmbunătățire a calității apei, e vorba să continuăm cu viaducta care amintează un soi cu apă, o parte din ea încă nu este tocmai corespunzătoare și ne face probleme. Vedeți că zilnic sunt cetățeni nemulțumiți de calitatea apei, că nu este tocmai perfectă. Ori trebuie să schimbăm conducta o parte din ea și să reușim să facem ca apa să fie potabilă în oricare punct al municipiului Rădăuț. Și mai las mai pe la urmă, nu știe chiar totul de la început. Să înțeleg că vă mai întreb o dată în partea a doua emisiune la final și continuăm lista. Categoric, da. Lista este chiar foarte lungă. Chiar foarte lungă. O să fiți surprins de cât o să mai aflați de la domnul viceprimar și iarăși de la mine. Până la urmă va afară Rădăuțeni tot ceea ce ne interesează, tot ce avem noi în agenda de lucru și să punem în practică cu ajutorul dumnealor, al sprijinului orașului municipiului Rădăuț, al locuitorilor și, bineînțeles, al, zic eu, vom fi afectați de alegeri, pozitiv, în sensul că le vom câștiga și va fi mai bine pentru noi. Nu uit un element cel mai mare care toată lumea îl așteaptă, centura orașului. Ca traficul greu să fie deviat, să nu mai traverseze zonele, chiar zona A a orașului. În prezent, pe acolo se mai și trece unele sectoare de activitate. Deci sunt foarte multe proiecte. Da, într-adevăr, foarte multe proiecte. Ceea ce auzim sună bine la capitolul ăsta, sună foarte bine și încurajator. Dacă e să îmi dau cu părerea, avem bani? Aici aș vrea să intervin eu. Vă rog, pe lângă câte ne-a spus domnul Simota, urmează ca dumneavoastră să ne enumerați acum străzile. Un pic care... să detaliez, pentru că până la urmă aceasta este munca noastră care practic deocamdată nu se vede. Ca să fim sinceri, tot ce se asfaltează acum a fost rezultatul unei munci de aproape un an de zile pentru a pune toate lucrurile în ordine. Nu este deloc ușor în achiziții și în toate procedurile astea, o știm cu toții foarte bine. Chiar astăzi vreau să spun că am avut deosebită plăcere ca din mai mulți proiectanți pe care am invitat sau companii de fonduri europene care se ocupă cu captarea fondurilor europene și care au venit la Rădăuț și le-am prezentat esplanada. Astăzi, chiar ultima cu care am avut contact, să spun așa, a venit la Rădăuț cu o prezentare extraordinar de frumoasă. Recunosc, nu este în totalitate ceea ce mă gândeam eu, dar bineînțeles eu nu sunt arhitect. Mai sunt câteva lucruri de modificat, dar eu zic că proiectul este foarte frumos, îl vom da și prezenta și opinii publice. Vom încerca. Sperăm să chiar avem și ocazia seara asta, dacă, să vedem dacă da. Îl putem descărca de unde. Da. Problema este că noi toți trebuie să înțelegem că în momentul când ne-am asumat această luptă, să spunem așa, de a începe să repornim motoarele în municipiul Rădăuț, ne-am asumat-o și am spus întotdeauna, nu mi-a plăcut și nici domnului primar, nu-i place să fie un primar căruia să-i placă chiciul. Deci sunt un primar anti-chici. Pentru aceasta trebuie să avem răbdare în tot ceea ce constă în rezolvarea proiectelor. Întotdeauna am spus că mai bine mai târziu, dar lucrurile să fie făcute în ordine și corect. Țin să spun, cum am spus și în emisiunea trecută, că proiectul de la statuie a fost terminat, a fost pe site-ul de licitații și încă mai este. Așteptăm pe oricine este interesat să acceseze acest site și să se înscrie la licitație. Indiferent dacă se va încheia procedura anul acesta sau anul viitor, am promisiunea de la domnul primar că banii care sunt programați pentru această investiție vor fi reportați pentru la anul, în cazul în care nu vom încheia procedura anul acesta. De asemenea, cu toții știm că
înainte să ne dorim un oraș cultural, care sigur și la această dată este, nu putem spune, nu spunem că nu este un oraș cultural, dar întotdeauna noi dorim să facem mai mult pentru acest oraș și în momentul când ajungem la momente culturale de diferite specii, cum a fost și cel la care m-ați invitat și vă mulțumesc pe această ocazie, mulțumim cel cu expoziția, expoziția de fotografie de ziua Bucovinei, extraordinară. Eu, sincer, vă spun, cunoșteam câțiva fotografi, dar nu știam pe toți. Am rămas plăcut surprins să văd... Foarte mulți. Da, să văd mulți. Interesul. Talentat. Interesul. Talentat. Într-adevăr, Bucovina, după mine, este cea mai frumoasă zonă din România, dar a rămas plăcut, impresionat și eu și domnul primar. Deci, înainte să ajungem la un nivel mai ridicat de promovare a culturii, trebuie să ne gândim la străzi, trotuare, exact utilitățile de care avem nevoie zi de zi. Ca să nu mai spun că am fost la un curs la Predeal în weekendul acesta și vă spun sincer, eu nu am văzut oraș de tipul Rădăuțului, de Aventura Rădăuțului, care să nu aibă centrul renovat. De centrul vechi renovat, clădirile din centrul vechi renovat. De asemenea, nu vreau să vă ascund, tot a mai venit... Pentru că vorbim de centru vechi și spuneți și dumneavoastră că e greu de înțeles cum Rădăuțul de atâta mari de ani a rămas cu un centru fantastic de frumos într-o stare groaznică. Până la urmă se discuta la un moment dat și chiar aici în emisiune, mi-aduc aminte, nu odată am deschis subiectul, nevoia de a aduce o îmbunătățire cumva în patrulaterului central. Prima problemă majoră e acoperișul, din cauza căruia au loc acele infiltrații și, bineînțeles, au dus la deteriorarea pereților. Dar întâi de toate, acoperișul. Acoperiș care costă și foarte mult de reparat. Nu mai punem că spre a se interveni acolo e nevoie de foarte multe avize. Este de clădire de patrimoniu. Exact, da. Fiind clădire de patrimoniu, e nevoie de foarte multe avize. Care sunt șansele pentru patrulatele? Șansele, am înțeles că sunt destul de mari. Nu vă ascult că a venit și altă firmă care se ocupă cu fondurile europene, practic consultanții binecunoscuți. Și le-am prezentat exact problemele cu care se confruntă Rădăuțul. La întâlnire a participat și la plimbarea prin Rădăuț ieri, să spun așa, a participat și domnul Vatră Dan, care, vă spun sincer, este foarte interesat de această zonă în sensul de a, ca noi toți de altfel, de a aduce bani prin fonduri europene. Am când mai au loc astfel de... în ghilimele spuse, plimbări, pentru că ele nu sunt plimbări de relaxare, sunt parcurgeți terenul tocmai pentru a se analiza anumite aspecte, sigur. Sunt conștient de asta, nu vreau să vă ridic cu epoleții, dar asta e realitatea, adică eu știu că astfel de lucruri nu se fac pur și simplu, hai, de promenadă. Da. La astfel de, hai să spunem, trecere în revistă, anunțați-ne și pe noi. Ne-ar face plăcere să participăm, nu numai decât cu camera acolo, dar să fim prezenți. Acum el a ajuns, fiind firma, am înțeles că este din Iași, este firma care a tras fonduri pentru trei erari, pentru monumentul trei erari, care știți foarte bine ce investiție mare este acolo, deci au un portofoliu destul de important. E acea societate care chiar pomenea domnul. Da. Da, eu, cum să spun, acum noi le cunoaștem și în discuțiile care le-am avut cu ei, le-am spus, eu sunt ca un elev. Deci atâta timp cât 8 ani nu s-a tras niciun fond, noi suntem la început și învățăm. Fiind clădire de patrimoniu, partea de la etaj, să spunem, a patrulaterului, deoarece partea de jos este, spațiile sunt cumpărate în integralitate, chiar dacă vom reuși să accesăm fonduri pentru renovarea ei în integralitate, nu vom putea să-i dăm altă destinație, deci nu vom putea închiria spațiile respective. Asta nu ar fi o problemă, pentru că am aduce... Nu se pot închiria spațiile de sus, de la etaj. De sus, păi acolo este zona care trebuie reabilitată. Și atunci ce se va întâmpla cu zona respectivă? Cum va putea fi folosită? Vă dați seama,
acolo la un moment dat am înțeles, dacă mă poate ajuta și domnul Simot, a fost și primăria, prefectura la da, etaj. Da, da, bine. Deci utilitatea îi se poate da. Important este să accesăm fondurile și să începem să o vedem renovată. După aia vă spun. Se pot da spre utilizare, cum se întâmplă în cazul de față, de exemplu, ONG-uri care să organizeze tot felul de lucruri pentru tineri, pentru copii. Da, atâta timp cât nu se închiriază și sunt în, probabil, da, nu m-am documentat exact dacă ONG-urile se încadrează pe această listă, dar oricum ar fi ceva deosebit, pentru că suma este fabuloasă care ar trebui. Acum i-am mai explicat că vis-a-vis este clădirea tot la etaj, unde este judecătoria în momentul actual. Am înțeles de la domnul judecător Ciobâcă că în sfârșit vor demara procedurile pentru construirea judecătoriei în spate la primărie și atunci cu siguranță ne vor ceda spațiul de sus tot nouă primărie și atunci iarăși este foarte mult de lucru. Oricum, valoarea este foarte mare, se ridică la o valoare foarte mare. Am presa că și este clădirea judecătoriei cu muzeu, cu tot, da, este tot clădirea, da, de patrimoniu. Tot, tot ce ține de cel, chiar și cele de pe pietonal, din stânga, la etaj. De asta este mai complicat puțin, dar așa cum au reușit și toți... Și sunt șanse, ce spuneau consultanții respectiv, societatea respectivă, sunt șanse să obțină bani pentru tot centrul istoric? Sunt șanse, bineînțeles că sunt șanse, trebuie vorbim doar să... Vorbim de sume foarte mari. Sigur, dar pentru orice proiect trebuie foarte o aplicare foarte bine argumentat, dar mi-a plăcut reacția care a avut-o respectivul consultant, pur și simplu era uimit de frumusețea arhitectonică a orașului și a clădirilor în special. La fel am înțeles că se pot accesa fonduri pentru clădiri care nu sunt de patrimoniu, de exemplu cum ar fi internatul de la Hurmuzachi. Acolo s-ar putea accesa fonduri, nu ar fi o problemă și ce să spun, trebuie să ținem foarte aproape de ei, să știm axele când se deschid, pentru că vă spun, în momentul ăsta am înțeles că nu sunt deschise axele, este ceva... Acum nu că... Nu, știți, spunem cunoștințe de cauză, așa e, că nu sunt deschise. Nu avem altceva de făcut decât să criticăm tehnocrații, dar au lăsat gust amar. Nu numai... Dar nu cred că e vina tehnocraților. Zic asta de ce? Pentru că ani la rând nu contează cine a fost la guvernare și când spun nu contează, fac referire la toate culorile. Am înțeles că în momentul când au venit tehnocrații aveau... pregătit. Da, dar să știți că ele periodic se închid, se redeschid, cam așa să... Ca un om care a mai avut treabă cu fondurile europene, de asta... Tot la cursul ăsta am înțeles, eu nu vă spun, nu stăpânesc foarte bine, deoarece nu mă ocup eu de fondurile europene. Am înțeles că a fost o axă, a fost deschisă doar 6 ore. Deci aici nu jucăm rațele și vânătorii, hai să prindem sau nu... Nu este de joacă. În fine, depășim acest moment. Depășim momentul și luăm o scurtă pauză. Revenim în câteva momente, atunci continuăm lista de obiective pe care vi le propuneți, doar că asta e regula, avem momente de publicitate și revenim. Dumneavoastră, rămâneți aproape, mulțumesc! Bună seara din nou, am revenit, suntem în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi. Spuneam mai devreme, avem alături pe Bogdan Loghem, viceprimar a municipiului Rădăuț și membru a PSD, alături de domnia sa, consilier local din aceeași formațiune politică, domnul Gheorghe Simota, și vorbeam în prima parte despre ce planuri se discută acum, în prag de campanie electorală, vorbim de campanie electorală pentru parlamentare, dar inevitabil toate se leagă în ideea că ce se întâmplă aici, e nevoie de sprijin
că așa se întâmplă lucrurile, nu întotdeauna ajung banii de la buget și e nevoie de sprijin de mai sus și tot în aceeași idee se vede cam care e orientarea partidului, spre ce se îndreaptă, care sunt planurile, de la cele mici se văd cele mari. Domnul Simota mai devreme ne-a înșiruit așa o listă lungă de propuneri. Domnul Bogdan Loghin, am ajuns noi să detaliem un plic zona centrală, cam care ar fi planurile acolo, și spre finalul primei părți ne spuneați, s-a ajuns până la urmă să se discute cu o societate comercială care până la urmă are ca obiect de activitate consultanță în atragerea fondurilor europene. Cu două chiar, una care a venit cu deja cu schițele pentru Esplanadă și a doua care am vorbit despre centru vechi, reabilitarea centrului vechi, a internatului școlar. Deci, practic, trebuie să lucrăm cu mai mulți. Întotdeauna este bine să ai de unde alege, ca să spunem așa. Ca să trecem la lucruri mai concrete, noi în ultima ședință de Consiliu Local, vreau să spun că am deosebită plăcere să vă spun că chiar au trecut indicatorii tehnico-economici, o parte, adică au trecut toți, dar votați numai de o parte. Aceștia, străzile la care fac referire acum, țin să precizez că au fost votați de toți consilierii, deci indicatorii pentru aceste străzi au fost votați de toți consilierii. E un lucru bun. E un lucru bun. Știți cum spun, niciodată nu este prea târziu. Noi așteptăm totdeauna, suntem răbdători. Așa aș detalia puțin acum. Deci avem străzi asfaltate, deci care sunt asfaltate, dar arată într-o stare mai proastă, care urmează a fi modernizate cu tot ce trebuie, cu trotuare pe alocuri, cu rigole, pentru că pe strada școlii noi, pe alocuri Dimitrie Dan, chiar sunt locuri în care trebuie refăcute rigolele. Acum vom vedea dacă vor fi carosabile sau nu. Astfel, avem strada Gării, strada Spitalului, strada Bogdan Vodă, strada Teiului, strada Ieraclie Porumbescu, Vorovățului, Ion Nistor, Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Dan, Școlii Noi și tronsonul 4 din Piața Unirii, tronsonul care unește sensul giratorului de pe strada 1 Mai, care din strada 1 Mai până la fostul cinematograf Flacăr. Acolo este tot tronsonul Piața Unirii, după care urmează strada Ion Nistor. Acest tronson, deci toate aceste străzi adunate, ar ajunge undeva la 6500 de metri lineari, deci vreo 6,5 km. Astea sunt străzi deja modernizate? Sunt străzi asfaltate pe care urmează să le modernizăm. Deci au fost apă, da. Au avut apă canal sau refăcut rețeaua de apă canal, dar sunt peticite, să spunem așa, și bineînțeles că cu toții ne dorim străzi la standard europene, să spun așa. Acest proiect, dacă ne uităm cu atenție la el, este cu vreo 400 de metri mai mult decât cel actual, care tocmai în desfășurare, deci nu l-am terminat, deoarece pe strada 1 Mai, strada Putnei și strada Ștefan cel Mare urmează a fi pus stratul de uzură la anul, pentru că condițiile meteo nu ne-a lăsat pentru așa ceva. De asemenea, foarte important, aici chiar este cel mai important proiect al nostru, de asemenea pus pentru PNDL, deci de la Ministerul Dezvoltării, strada George Coșbuc, strada Ion Grămadă, Gheorghe Doja, Berăriei, Cucului, Mică, Podurilor, Pandurilor, Zorilor, Alexandru Odobescu, Vasile Conta și Îmbinată, care practic unește Zorilor cu Alexandru Odobescu, un proiect tot de 4400 de metri lineari, deci de 4 km jumătate aproape. Țin să spun că cunosc situația în tot orașul a străzilor și vă spun sincer că
în momentul în care, dacă ne-ar ajuta Bunul Dumnezeu să rezolvăm aceste proiecte și să le ducem la capăt, nu numai că am rezolvat o problemă strictă a cetățenilor, dar am rezolvat o problemă extraordinar de mare pe care avem noi, municipalitatea, deoarece, vă spun sincer, după ploile care au fost, după care au urmat în ghețul respectiv, străzile au arătat foarte rău o parte din ele. O parte pe care noi reușiserăm să le îndreptăm cu autograderul, cu vola, s-au comportat și au arătat bine, dar celelalte nu au arătat atât de bine. Acum se lucrează, chiar și azi și ieri, s-a lucrat în continuare pe aceste străzi și dorința noastră cea mai mare este ca, cum a spus și domnul primar, la sfârșitul mandatului, acestui mandat, să ajungem la circa 80% din străzi să fie asfaltate. Ar fi o mare, mare piatră luată de pe inima tuturor. Dacă vom avea noroc și vor trece aceste proiecte pe PNDL și vă spun sincer, am toată încrederea că după 11 decembrie, când PSD-ul va câștiga alegerile, aceste lucruri se vor rezolva. Restul de bani care vor rămâne de la bugetul local, după cum am spus, pentru că este o parte consistentă, vor merge la proiectul de la statuie, de asemenea la proiectul de la promenadă, deoarece nu vă spun că și acela este făcut, chiar și plătit. Iar diferența de bani, o parte din diferența de bani care rămân pentru investiții, vrem numai decât să rezolvăm tot prin asfalt, cu rigole, cu trotuar, strada Frâncei, strada Batorului, strada Cărămidăriei, care s-a dezvoltat extraordinar. Deci este un adevărat cartier acolo. Bravo lor, chiar țin să-i felicit, deoarece se vede că toți sunt adevărați gospodari. Strada Putnei Tronsonul, de la Victor Grigorescu până la Horodnicului, cum știți, arată groaznic. Chiar făcea o glumă un prieten de-a meu, când vreau să ne aducem aminte cum arătau străzile, să mergem pe tronsonul acela și ne aducem aminte. Strada Privighetorilor este o stradă mică, dar care este praf și pulbere, să spun așa, ce unește strada Mihai Viteazu cu Gheorghe Lazar, știți, în apropierea grădiniței, 6, dacă mă aduc bine aminte. Mihai Botnar, strada Mihai Botnar, care la fel a suferit datorită proiectului, care știți foarte bine că a fost blocat. Și strada Andrului Motescu până în Georgenescu. Străzile pe care le-am pomenit și sunt prise în proiectul problemă, noi sperăm că în cel mai scurt timp se deblochează acel litigiu și vom avea posibilitatea legală să ne îndreptăm asupra lor. De asemenea, vreau să spun că în urma cererilor depuse de cetățeni s-au făcut și extinderi la rețeaua de gaz, de strada Merilor, parțial pe strada Frâncii, pe Penării, Valea Seacă. Nemulțumirile au fost din partea noastră în momentul în care pe strada Merilor și pe Penării, nu știu, nu s-au făcut la timp, nu s-a acoperit la timp găurile și drumul arăta jalnic. Vă spun sincer, nu știu, de-abia am reușit să intervenim acolo, urma să intervină. Rugămintea mea față de rădăuțeni este ca să aibă îngăduință față de noi, pentru că suntem foarte bine intenționați și am vrea să, nu știu, dacă am putea să rezolvăm toate străzile într-o săptămână sau două, dar chiar nu este posibil. E mai dificil. Este mai dificil. Vreau să-i asigur de toată aplicarea noastră asupra problemei lor și ne cerem scuze dacă nu suntem totdeauna prompți. Foarte multe străzi, dacă e să facem așa un calcul, din străzile asfaltate, din străzile care au trecut odată printr-o etapă de modernizare, acolo avem 6500 de metri. Da. Vorbim de metri lineari. Metri, da, 6,5 km. Așa. După care avem din cele nemodernizate încă 4 km jumătate. 4400, da. Adică ar fi undeva la 11.000. Da. Deci 11 km și cu ăștia 6 ne-am duce undeva la 17 și km. Și mai sunt încă din bugetul local. Din bugetul local o serie de străzi la fel foarte lungi. Eu cred că, cunoscând așa situația, ar fi tot în jur, chiar dacă sunt mai puține, tot în jur 4 km, cel puțin.
Deci spuneam... Deci ne-am duce la peste 20 de kilometri. Stați așa un pic. Avem din cele cu asfalt 6500. Da. Mai avem încă 4400 și din cele nemodernizate 11.000. Da. Cele care urmează a fi făcute din bugetul local, acolo cam cât avem în sumă? Tot vreo 4.000 să spunem. Deci ar fi undeva la 15 și... plus ăștia 6,1 km, deci ducem peste 21, aproape 22 de kilometri ar fi, să spunem, acest interval până... Câți kilometri de drum are municipiul Rădăuți? Nu știu să vă spun exact, nu aș vrea să... nu spun o cifră exactă. Ceea ce știu și ceea ce este dureros este, după cum v-am spus, că în momentul actual avem undeva la 40% drumuri nemodernizate. Practic 40%. 40%. Ca să nu mai spunem că... Un procent cam cât s-ar rezolva dacă s-ar realiza acest plan, acest proiect, mega proiect, 20 și ceva de kilometri, cam cu cât la sută ar crește cota drumurilor modernizate? Cam 10-13%, cam ceva de genul... Vorbim de multe străzi, ceva kilometri și înseamnă abia 12-13% în plus. Încă mai e treabă. Este treabă multă și încă vă spun sincer, sunt străzi, de exemplu, cum este pe strada Luncii și strada Scruntar, care de asemenea acum, după ploi, arată groaznic și încercăm să facem tot posibilul să le îndreptăm. Mai sunt și străzi particulare, eu nu știam. Deci este o stradă particulară, stradă pe care, vă spun sincer... Străzile particulare sub ce regim intră? Păi nu avem voie să intervenim pe ele, vă dați seama, nu este domeniul public. În momentul în care aceste străzi vor fi trecute în domeniul public, va fi modificat nomenclatorul stradal, atunci vom putea de-abia să intervenim asupra lor. Cetățenii sunt supărați, dar trebuie să înțeleagă acest lucru, adică este o formalitate care... Acum vă întreb pe dumneavoastră, sunt un număr de 7 străzi prevăzute la modernizare din bugetul local. Spuneați dumneavoastră, Frâncei, Abatorului, Cărămidăriei, dacă da, Putnei, Privighetorilor, Mihai Botnar, Andoni Botescu, până în George Enescu, deoarece în George Enescu până în Putnei urmează a fi introdus iarăși, mai este de lucru acolo niște rețele de băgat. Am înțeles. Astea sunt prevăzute la bugetul local. Din bugetul local, dorința nu să vezi. Ei, urmează alte 23 de străzi plus cei 6 km și ceva. PNDL. Da. Programul Național de... Mai vă spun sincer, eu am mai spus și acest proiect care suntem în curs de finalizare, anul viitor vom finaliza cel cu asfaltare de anul ăsta, a fost pus și acesta pe PNDL, deci noi am avut speranță până în ultim moment să primim fondurile și atunci banii s-ar fi reîntors la bugetul local. Păi, dar aici, nu s-a întâmplat, aici este problema. Știți, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, inclusiv drumurile care s-au făcut acum, s-au pus pe același program, în speranța că tot ceea ce s-a cheltuit până acum cu drumurile astea, lucru foarte bun de altfel, nu comentez nimic, banii respectivi s-ar fi întors în bugetul local și se făceau alte lucruri, ori alți kilometri de străzi, ori câte nu mai sunt de făcut în Rădăuțul ăsta nostru. Acum avem 23 de străzi puse în speranța aceluiași PNDL. Right. Și nu putem decât să... Cum am spus, trebuie să fim optimiști. Deci nu trebuie să fim ipocriți. În momentul în care partidul de guvernământ este cel apropiație, este practic mai ușor să obții fonduri, adică este mai ușor. Ai poate mai multe șanse să... Degeaba încercăm să ascundem acest lucru, așa s-a întâmplat întotdeauna și de aceasta avem speranța că trebuie să susținem echipa PSD. Da, cred că până la urmă despre asta e vorba, de echipă. Întotdeauna echipa este cea mai importantă
și niciodată nu vreau să vorbesc niciunul, ci domnul primar în nume propriu. Știți foarte bine, toți avem o contribuție în desfășurarea tuturor evenimentelor și lucrurilor care țin de buna funcționare a Rădăuțului. Da, domnul Simota, vă rog, ați vrut să spuneți ceva mai devreme de susținerea echipei și am ținut noi să ne terminăm ideea. Păi, până la urmă, tot dumneavoastră ați punctat-o. Este foarte esențial ca la baza tuturor lucrurilor, a relațiilor, să fie o echipă și eu cred, din punctul meu de vedere, că echipa este cea care poate promova tot ce avem noi aici ca proiect. Nu un om, nu o persoană, niciodată nu va putea face. Am spus, spun și acum și voi repeta în continuare că unde nu există echipă, șansele sunt foarte minime a se rezolva proiecte și multe, multe altele. Cred că Rădăuțul nu a uitat că ceva înaintea noastră, unde n-a fost o echipă puternică, unde nu s-a colaborat corect, Rădăuțul cam a stagnat în mai toate direcțiile, și economică, și sociale, și în ce privește infrastructura. Deci, din punctul ăsta de vedere, este esențial echipa. Noi suntem o echipă foarte bună, sunt oameni foarte serioși, sunt foarte bine intenționați în a pune în practică tot ce este mai bun din noi, valorile noastre, ca într-un final să se cunoască, ca lumea să fie mulțumită de activitatea noastră. Echipa, repet, de atâtea ori, echipa este motorul principal. Vreau să-l asigur și pe domnul Cătălin Nechifor de tot sprijinul nostru. Vă spun sincer, așa cum am simțit sprijinul lui, nu numai decât material, că practic în momentul când am ajuns eu la primărie a fost o perioadă foarte scurtă în care a putut să ne ajute prin Consiliul Județean, bineînțeles, cu niște bani anul trecut, dar permanenta susținere în sensul de a da telefon, a întreba dacă avem vreo problemă, dacă poate să ne ajute cu un sfat sau cu ceva și de aceea pe această cale din partea mea și din partea tuturor, din partea a toată echipa vreau să-l asigur de tot sprijinul nostru. Am spus-o, bineînțeles că am avut și anumite întâlniri cei din colegiu, știți, după cum se întâmplă în campanie și chiar am punctat un lucru, zic eu, destul de pertinent, acela că PSD-ul după foarte mult timp este pe un val crescător și de asemenea după foarte mult timp participă singur în alegeri. Deci este un moment, un punct zero să spunem așa, când dacă am scoate un scor foarte bun pe viitor situația va arăta mult, mult, mult mai bine. Știți cum de obicei fugim de să ne întoarcem în timp, să facem comparații, dar în politică chiar nu putem să nu facem acest lucru și după cum cunoaștem cu toții, oricât s-ar încerca o manipulare de genul, că știți foarte bine. Da, într-adevăr, lucrurile astea, comparațiile făcute, sunt subiecte de discuție la un moment dat, dar de cele mai multe ori aș vrea să ne bazăm atunci când facem o afirmație, să ne bazăm concret. Hai să vedem ce putem face noi. Că de arătat cu degetul, sincer, cred că 20 de ani în România s-a arătat cu degetul. Că fără să fim răutăcioși, din toate părțile, arătatul cu degetul devenise un sport la un moment dat. Și cred că românul, în general, s-a cam săturat, i-a cam ajuns treaba asta. Ia uitați ce a făcut X, Y sau Z. Asta este o ceva depășit, după părerea mea, nu mai ține... Aș vrea să fac o completare, dacă este permis, vă rog. Nu vă supărați, în a arăta cu degetul. Noi nu de mult am terminat o campanie pentru primărie, pentru domnul Nestor Tătar, unde nu a fost pentru noi un obiectiv principal în a arăta cu degetul și a compara pe ceilalți. Noi totdeauna am promovat ideile, proiectele noastre și nu le-am analizat
Am făcut aproximativ, vă spun eu, aproape 200 de străzi ale Rădăuzei. Eu am fost director de campanie. Noi nu ne-am bazat pe un astfel de indicator, să zic. A face comparații cu ce a fost și nu știu ce. Ce vrem să facem noi? Și acolo unde s-a întâmplat ca să înceapă discuția pe elemente de comparație între unul și altul, domnule, vă rugăm frumos. Nu discutăm că noi nu ne mai deplasăm înainte. Noi tot ne vom merge înapoi tot. Noi încolo ne vom redresa, ne vom îndrepta. Hai să lăsăm ce a fost, să vedem ce vrem să facem noi și dacă sunteți cu noi. Atât, asta a fost punctul nostru de vedere, un punct care nu a fost tocmai un punct generalizat în campanie. Practic, cetățenii știu foarte bine ce a fost. Din ultimii ani, nu vorbesc de ultima campanie electorală, vorbesc de campaniile electorale din ultimii ani, au fost de-a dreptul murdare, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. De asemenea, cred că e foarte important ca fiecare partid, la urma urmei, fiecare organizație politică, să recunoască că, măcar să recunoască că, într-o mică măsură, fiecare a avut partea lui acolo. Poate, într-adevăr, unii mai mult și alții mai puțin, dar fiecare, într-un fel sau altul, a contribuit la murdărirea acestui gest simbolic. Până la urmă vorbim de gestul democratic de a vota. Și campaniile astea electorale, eveniment care era premergător gestului democratic, erau de-a dreptul... Acum vorbim la modul general și nu fac adresă către nimeni. Dar trebuie să recunoaștem că într-o mică măsură, unii mai mare măsură, alții, dar fiecare a avut partea lui. Acum e important să depășim situația. Corect. Și să spunem, hai domnule, mai puțin cu degetul ăla arătat, mai mult cu, hai mă să punem, să vedem ce facem, să punem pe hârtie. Să zicem că a fost istorie. Concret. Să vedem mai departe cum vom face și în ce direcție ne îndreptăm și cum. Corect asta. Da. Vă aduceți aminte afișele alea pe toate gardurile, pe toate stâlpii, pe toate tablourile, era enorm. Vreau să spun, de curând am auzit o declarație foarte interesantă. Cineva spunea despre o campanie electorală, sper să nu greșesc, de undeva de prin 92, cred. Dacă am reținut eu bine, domnul respectiv era cu date exacte. Eu nu știu dacă a reținut foarte bine, dar cred că era 92-94, aici, undeva perioada aia. Spunea că lipeau afișe, cu ce, doamne iartă-mă, lipeau, nu știu, dar a descoperit și acum afișe lipite atunci. Gândiți-vă că dacă de la fiecare campanie electorală ar fi rămas același material lipit peste tot, cam cum ar arăta localitățile noastre. Dar aici, colo și acum mai sunt Rădăuzei. Pentru prezență în emisiune, nu vreau să depășim timpul alocat, că așa e perioada asta. Ia uitați, aveam și un mesaj și nu am apucat să-l citesc. 40 de kilometri nemodernizat și 60 de kilometri modernizat în momentul ăsta, probabil, în Rădăuți. Ar veni în total, mult puțin, 100 de kilometri. Mulțumim pentru mesaj și pentru lămuriri. Așteptăm să se întâmple. Doamne ajută! Cred că mai toată lumea își pune speranța. Ai, când auzi că pe stradă la tine se toarnă asfalt, nu poți să spui decât tare, Doamne ajută! Dacă mai toată lumea prezintă satele cu Mărață și comunile și Rădăuțul ne-a rămas, mulțumim încă o dată pentru prezență în emisiune, mult succes în tot ceea ce faceți și, bineînțeles, în campania pe care o susțineți, alături de candidații dumneavoastră. Cei de acasă, vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne urmăriți și ne susțineți. Toate cele bune vă urez și nu uitați. Așteptăm să ne susțineți. Soare în suflet și de ce nu? Da, o seară frumoasă, la revedere! Numai bine tuturor! Seară bună!